Salutare, oameni buni! Am decis ca duminică după masă, astăzi 13 noiembrie, să mergem cu soția împreună la Ideciu de Jos și să vedem ce facem acolo, ca să ne putem simți acolo bine, să vedem ce ne așteaptă la Ideciu de Jos. Dar înainte să ajungem la Ideciu de Jos, aș vrea să vă mulțumesc pentru vizionările în număr mare la unele videouri care v-a plăcut mai mult și pentru abonații, cei care s-au abonat. Dar pot să vă spun că aștept mai mulți abonați, mai multe vizionări. Am văzut că sunt oameni care apelesc la diferite trucuri, amintesc nume deja celebre pe YouTube, cum este Tiberiu și Cornel, sau Pavel și Costel, sau mai sunt oameni celebri, nu mai mi-amintesc acum dintr-o dată, dar eu n-aș vrea să apelez la astfel de trucuri, aș vrea să am comunitatea mea, abonații mei. În schimb, aștept îndrumări, sfaturi de la voi, cei care aveți experiențe în domeniul acesta, ce trebuie să fac ca să am mai multe vizualizări, ca să am mai mulți abonați. Pentru că îmi place să fac lucrul acesta și aș dori ca să pot înainta pe planul acesta. Da, ne apropiem de Ideciu de Jos, am ieșit de Reghin, drum foarte bun, un timp foarte frumos, bate soarele și acum chiar e plăcut că noaptea deja e zero sau chiar minus un grad. Deja e plăcut soarele, să stai afară la soare. De asta am și decis să facem o plimbare la Ideciu de Jos. Acolo este un loc de băi, unde, bineînțeles că acum probabil nici nu-i deschis, nu se poate face baie în vremea asta, dar sunt locuri frumoase și sunt multe cabane. E un loc unde la oamenilor le place să se retragă. Dar o să revin cu un video tocmai când am ajuns aproape. Până atunci vedeți ce frumos este drumul și e plăcut să călătorești într-un astfel de timp, pe un astfel de drum. Revin. Aici am ajuns la intrare la stațiunea balneoclimaterică. Cândva era doar un drum pietruit aici, acum e făcut frumos. Este și închis aici. Este închis, acum nu prea avem ce vedea.
Dar vedeți că bazinul s-a făcut nou. Loc unde poți să faci plajă vara, unde te poți simți bine. Să ieșim din mașină. Aici sunt diferite cabane unde se poate închiria și se poate dormi aici. Ceva frumos, loc frumos, doar acum este închis și nu se poate vedea prea multe, nu se poate intra. Este și un strand. Este și un strand care e deschis pe timp de vară și parcare și, bineînțeles, locuri frumoase ce se poate vedea. Cam asta ar fi video de astăzi. Vă doresc toate cele bune și atunci vă rog să nu uitați de un like, să vă abonați ca să puteți susține canalul acesta, să facem o comunitate frumoasă. La revedere!